lumea acesteia. O cetate așezată pe munte este motul pe care l-ați ales pe semnul acesta de carte sau pe invitația pe care ați făcut-o. Nu poate să rămână ascunsă. Voi sunteți lumina lumii, spune Iisus în predica de pe munte. Voi sunteți starea pământului. O lumină așezată pe munte nu poate fi ascunsă, iar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va recăpăta, nu mai este bună decât aruncată și călcată în picioare. Când Iisus Hristos spunea, voi sunteți lumina lumii, asta înseamnă că lumea în care noi trăim, zace în tunel. Când spunea, noi suntem starea pământului, înseamnă că lumea în care noi trăim este lumea stricată. Ce mai mult știm asta? Însă vreau să vă pun o întrebare. Am avut harul să-l ascult în viața aceasta pe mare om al lui Dumnezeu predicând, pe pastorul baptist Liviu Pola. O să un mare predicator, cu multă pasiune. În satul în care am crescut, în care locuiesc părinții mei, Tineuțul de sub Ihod, în Galești, Biserica Baptistă l-am ascultat predicând de acest pastor amintit. Știu că a predicat despre evanghelizarea lumii, despre mântuirea oamenilor. Dacă ar fi să încerceți subiectul predicii de atunci, au trecut mai bine de 20 de ani, poate nu aș putea spune că exactitate ce a predicat. Dar a făcut o afirmație care s-a imprimat în mintea și în inima mea, pe care n-am să o uit niciodată. Ascultați ce a spus omul acesta. Trăim o lume care constatăm că lumea în care noi trăim este tot mai stricată. Tot mai mondană. Asta spunea și fratele care ne-a chemat la rugăciune. Trăim într-o lume murdară, stricată, care zace în bestie, în tunel. Dar câți dintre noi suntem gata să ne asumăm următorul adevăr? Și anume, întrebându-ne de ce se strică lumea, oare nu cumva pentru că sarea și-a pierdut gustul? Aveam vreo 20 și ceva de ani atunci. N-am să uit niciodată cuvintele acestea. Oare nu cumva, și este întrebarea pentru noi astăzi, l-am citat, ca nu cumva să crede cineva cu astfel de afirmații neaparține. Judecăm lumea că este stricată, colegii de școală, vecinii noștri, lumea în general, oare nu cumva noi suntem autorii morali, într-un fel? Oare nu cumva sar și-a făcut gustul? Oare nu cumva lumina care luminează în tuneric nu mai este lumină? Care e chemarea lui Dumnezeu pentru noi astăzi? Ce înseamnă să fii lumină ca și Hristos? La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează de tuneric și tunericul n-a biruit-o. Și apoi s-a la versetul 14 și cuvântul acesta s-a făcut lui. Doi a locuit printre noi. Cum? Plin de har și de adevăr. Versetul acesta va constitui fondul predicii, al mesajului, al învățăturii pe care vreau să mă împărtășesc astăzi. Ce înseamnă să fii lumină în tunel? În primul rând, lumină în tunel înseamnă cuvântul s-a făcut trup. Ce înseamnă asta? Are cineva curajul să spună? Știe cineva ce vreau să spun prin cuvintele acestea, cuvântul s-a făcut trup? Lumina în tuneric înseamnă, dragi tineri, să întrupăm cuvântul. Lumina în tuneric înseamnă cuvântul.
întrupat. Cuvântul s-a făcut trup. Îmi placă versurile unei poezii, autorul îmi este recunoscut. Și poetul acesta anonim spune așa, despre el. Ai dezbrăcat haina mării în cadre, putea de cer să te mai lege. Ni te-ai făcut asemenea Iisuse, pentru a putea mai bine a te înțelege. Imaginați-vă că acest cuvânt prin care au fost făcute toate lucrurile, văzutele și nevăzutele, nu s-ar fi întrupat. Întrebarea este cât l-am fi înțeles pe Dumnezeu. Câți? Revin din nou cu versul acesta atât de adânc. Ai dezbrăcat haina mării care putea de cer să te mai lege. Ni te-ai făcut asemenea Iisuse pentru a putea mai bine a te înțelege. Unul din scopurile întrupării este acela de a-L putea înțelege pe Dumnezeu mai bine. De a-L cunoaște pe Dumnezeu. Hristos, Dumnezeu a